O femeie a fost reținută de către polițiști după ce ar fi încercat să jefuiască o persoană în piața centrală din Chișinău. Incidentul a avut loc în această dimineață. Potrivit polițiștilor, bănuita a sustras banii din buzunarul unei femei de 63 de ani, în timp ce aceasta făcea niște cumpărături. Ghinionul suspectei a fost ca în acel moment polițiștii secției pentru combaterea infracțiunilor în locurile publice și transport urban să fie prin preajmă. Victima a povestit cum s-a întâmplat totul. Mă sunam niște încăsăminte acolo și în timp ca s-au apropiat un polițist de mine și m-a întrebat. Nu vă lipsesc din buzunarii ceva bani? Femeia a fost reținută și escortată la Inspectoratul de Poliție Centru pentru audieri. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că anterior bănuita a mai fost judecată pentru infracțiuni similare. Dacă va fi găsită vinovată, aceasta riscă să fie amendată cu 42.500 de lei sau ar putea sta 2 ani după gratii.